Noi ne ocupăm de chestiuni mult mai lumești. Sufrageria noastră va arăta eliberată de îndată ce scăpăm de brad. Diana Mihăilă, prietena noastră, venită cu treabă în fiecare zi de miercuri, iată, în platoul de la Neața. Îi spunem la mulți ani, îi dorim un 2023 organizat. La mulți ani, mulțumesc, așa să ne fie. Zice că ne învață cum să nu ne fie... cum să nu ne apuce amocul atunci când desfacem bradul. Nu e cea mai plăcută operațiune. Dacă făcutul bradului îți dă așa un plus de... că încep sezonul de sărbători. Da. Acum e așa, e un nervul de pe bittersweet. Lume. Dulce, da. Amărui acest sentiment, dar o să devină din nou dulce când o să ne ducem la cutia cu ornamente și o să vedem că sunt bine puse. Dacă le punem bine anul ăsta. Da. Și o să ornăm foarte ușor... cu proxima ocazie. Uite, instalațiile luminoase le poți folosi oricând. Nu trebuie să fie neapărat Crăciun, fie că ai un party, fie că vrei să le pui, să le pui pe balcon, pe terasă, să creezi o ambianță sau că este o petrecere, o aniversare, de ce nu? Dar, ca să fie lucrurile simple, hai să vedem dacă din acest ghem avem șanse să obținem ceea ce mi-am propus eu acasă, pentru că am vrut să arăt varianta de așa nu. Cred că o să te las pe tine, ca până la final, ia să ne, hai, merge să desfacem. Ca să vă arătăm ce puteți să faceți cu un numeraj și să nu vă chinuiți anul viitor cum ne chinuim noi astăzi. Îi dau această sarcină stelară lui Răzvan și vă spun că putem să facem genul acesta de metodă. E ok, e ok. Nu știu dacă-s lacrimi de bucurie sau de tristețe, dar o să aflăm până la un moment dat cu betelea. Lasă Răzvan, că o să fie mai bine când termini de desfăcut instalația. În schimb, cu betala nu o să avem astfel de surprize. Acești arici continuă. Știu că poți. Oh, arici? Okay. Arici, uite un arici. Doarme cu noi? Doarme. Da. Eu mai am o emisiune în cască și nu mă pot ține la el. Da, e pe foc automat. Bine, dar uite, hai să facem ce am reușit aici. Practic capătul instalației. Doar punem firul așa. Da, păi normal că e tare, știi că vin cu lucruri tari. Da, bravo. Și apoi începem să rulăm. Și o să mergem până la capăt și tot așa. Și când se va termina firul, doar facem o buclă lejeră la capătul opus. Așa, și aia... așa încât atunci când reîmpodobim să fie foarte ușor de... Da, asta cred că e partea cea mai nasoală din... că poți să zic nasul la trezor. Și în felul acesta s-ar putea să putem refolosi instalația anul viitor, pentru că nu se mai desprind becurile, nu se strică circuitele. Cu betala asta ce facem? Pe lângă arici, uite, dacă am terminat rola de șervețele de bucătărie, putem să punem... Asta am văzut pe... Sau rolele ce ne rămân de la acest gen de folie alimentară. Înțeles, orice, nu le aruncăm, le ținem acolo. Da, să facem mișcarea asta. Periodic... când gătești și faci curățenie prin casă, astfel de role îți rămân. Ta-da. Și uite cât de ușor este și poți să folosești. Bun. Cea mai simplă variantă pentru toată lumea, ca să nu intrăm în lucruri foarte tehnice. Ok, vrei să vorbim de asta acum? Vreau să zic de cutii. Refolosim cutii. Nu avem nicio problemă în a pune pe categorie. Le-am primit de Crăciun, dacă nu le aveam cumva de... Hai să punem betala aici, mai ales că ea nu se încurcă. Am pus, am închis... putem să etichetăm. La revedere, ne vedem anul viitor. Ne vedem la anul, bine, pa! Dacă nu ne pricepem din nou la lucruri foarte detaliate și în regulă, le luăm treptat, măcar din aceeași categorie, din aceeași culoare, din aceeași familie, să le punem în aceeași cutie, ca la fel, când vrem să mai ornăm, sunt elemente similare. Asta e o idee bună dacă am renunțat la șpriț. Da, sau sunt acum cuburi de gheață reutilizabile. Da. Poți să ai tot timpul astfel de variante în frigider sau dacă ai un frigider care generează, produce cuburi, deja aceste forme nu mai sunt utile. Ele sunt foarte bune și pentru cercei și lucruri mici, dar o să vorbim și despre bijuterii, că mi-am pus în plan pentru anul acesta. Așa să facem. Am făcut cozonaci. Bun. Am gătit mult în decembrie. Păi uite, le-am păstrat. Se întâmplă foarte adesea ca ornamentele pe care le cumpărăm să vină în cutii relativ fragile, nu se mai pot păstra de la un an la altul, se deteriorează. Și hai să le punem așa mai. Și le refolosim în acest scop. Oricum ar fi, orice dimensiune ar avea. Dacă sunt din același set, câte bucăți ne-au rămas le punem împreună și continuăm cu altele, doar un simplu elastic și am prins, sau
le acoperim cu folie. Am înțeles. Ok, deci nu aruncăm nimic din tot ce am... ce ne-a prisosit de Crăciun. Deja am eliberat, uite, am făcut un colțișor din ce era înainte haos. Cu mărgelele astea ce face? În general și ele sunt problematice, mai ales că, uite, se pot înnoda. Să rămânem concentrați la acest subiect și să ne asigurăm că anul viitor, dacă cei mici vor dori să orneze și cu acest gen de ghirlandă, ele vor mai fi disponibile și nu le deznodăm cu foarfeca. Corect. Și atunci le putem pune în sticle, da, și le vom păstra în felul acesta. Mm-hmm. Ele fiind transparente, dacă avem mărgele de mai multe culori, la fel le vom vedea foarte ușor. O altă variantă de a reutiliza ambalaje pe care le generăm în gospodărie în cantități prea mari. Uite, deja suntem aranjați în partea asta. Am rezolvat totul. De ce ai vrut tu neapărat să semene cu un brad ăsta? Am încercat ceva. Eu zic că aproape a ieșit. Sunt multe persoane care își doresc să păstreze spiritul Crăciunului în casă mai multă vreme, chiar și după ce au scos bradul natural, okay, artificial din decor, și atunci este o variantă foarte drăguță să folosim biblioteca și să răsucim o parte din cărți, astfel încât să avem așa o formă de brad, fie că sunt toate cărțile puse pe poliță, fie că unele sunt culcate. A fost și un an greu. Știi cum e, dar lasă că-l facem mai ușor pe viitor. Am zis să începem cu ceva creativ și să ținem spiritul Crăciunului în casă. Pot fi întoarse cărțile pe care deja le-am citit și în felul acesta nu rămân acolo uitate pe rar. Sunt convins că ți-ai făcut un calendar pentru 2023. Bineînțeles, care spune, în decembrie mi-am făcut programul, ce fac miercurea, ce vorbim miercurea, ce facem miercurea. Bună, Răzvan! Ce avem, așa momente sus pe care trebuie să le exploatezi? În anul acesta, da, sau în luna aceasta? În anul acesta, lasă-mă. O să facem rezoluții data viitoare. Și știi de ce? Pentru că data viitoare este chiar 17 și pe 18 ianuarie toată lumea renunță la rezoluții. Statistic, este un studiu, da, că cei mai mulți renunță la ele. Și atunci, corect, hai să începem să ne gândim atunci, trecem de hopul cu renunțarea și facem tot felul de planificări. Bineînțeles că o să avem marea organizare de primăvară și de toamnă în care schimbăm sezonul și îmbunătățim fluxul casei, pentru că vrem să avem sufletul ușor în fiecare etapă din acest an. Și o să mai vedem ce lucruri năstrușnice o să mai facem noi împreună. Am încredere că o să fie bine. Mulțumim tare mult, Diana Mihăilă. O găsiți pe Facebook, pe Instagram. Ți-ai făcut TikTok? Trebuie să-ți faci TikTok, pentru că de acolo am învățat o grămadă de chestii de genul ăsta. Bine, să nu mă pună cineva să și strâng bradul, că așa în teorie sunt foarte... Știu exact cum le pun, cum le organizez. Cu practica mai greu la noi. O găsiți pe Diana Mihăilă o dată pe săptămână, miercurea, în platoul de la Neața.